Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să avem în vedere riscurile pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie să menționăm faptul că prezentarea noastră este într-o manieră generală. Aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. În plus, este indicat să avem în vedere faptul că performanțele trecute nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. Sesiunea de ieri a acționat ca un fel de semnal de alarmă pentru investitori, întrucât aceștia erau într-o stare continuă de optimism și continuau să cumpere și să fie foarte entuziaști cu privire la perspectivele viitoare de preț. În acest context, vedeam niveluri foarte ridicate la nivelul indicilor din SUA, dar și la nivelul altor piețe, precum indicele German DAX. Iar acest lucru era oarecum contrastant cu situația reală, situația la nivel global, și tindea să ignore și să pună pe plan secund potențialul impact economic al coronavirusului. Totuși, aceste speranțe și această atitudine era bazată într-o măsură foarte ridicată pe speranțele cu privire la intervențiile autorităților din China prin luarea unor măsuri de stimulare care să susțină și cumva să anuleze efectele acestei epidemii. Totuși, odată cu avertismentul Apple și cu o schimbare a atitudinii, investitorii au părut că se trezesc la realitate, iar acest lucru vedem că a determinat toată această secvență corectivă. În acest context am văzut o depreciere destul de amplă în timpul sesiunii de ieri, iar de la momentul deschiderii până la minimul intraday vedem o scădere de aproximativ 23 de pips, în jur de 0,65%. Astfel, încrederea a fost destul de serios afectată, dar ulterior s-a înregistrat o îmbunătățire a situației și o revenire destul de rapidă. Aceasta a fost justificată în prima parte de o revenire a optimismului și o îmbunătățire a sentimentului față de risc, ca urmare a mai multor decizii luate de și a mai multor recomandări oferite de instituții importante la nivel global. În momentul actual vedem cotația apropiindu-se foarte mult de fostele niveluri de maxime istorice de la 3.382 de puncte, iar în cazul în care vom vedea o revenire și o continuare a acestei secvențe pozitive destul de accentuate, ar putea avea loc o nouă spargere și o depășire a acestei bariere de la 3.382 de puncte. Totuși, în acest moment, sentimentul și scenariul depinde foarte mult de atitudinea investitorilor și de care este sentimentul la nivel global, la nivel extins cu privire la situația actuală. Piața din Germania a evoluat foarte similar cu US 500. De ce spunem acest lucru? Pentru că după această pierdere a încrederii, vedem prețul scăzând din zona maximelor până la atingerea unor minime locale în zona de 13.652 de puncte, 51-52 de puncte cu aproximație. Totuși, spre deosebire de US 500, vedem o evoluție mult mai volatilă, mult mai foarte fluctuantă a
indicelui german. Ce a determinat o astfel de performanță? Am putea spune că unul dintre principalele argumente ar fi datele macroeconomice slabe din economia germană, care au tras un semnal de alarmă cu privire la perspectivele acestea și cu privire la situația pe care o traversează țara, cea mai mare economie europeană. Astfel, ieri a fost publicat indicatorul CIUB cu privire la sentimentul economic, iar acesta a adus o valoare foarte slabă. Vorbim despre un nivel de 8,7 puncte, spre deosebire de nivelul așteptat de 21,5 puncte. Dacă îl comparăm cu valoarea anterioară, cu nivelul de 26,7 puncte, vedem că dezamăgirea este și mai accentuată, iar acest lucru nu reprezintă deloc, nu trasează deloc o imagine pozitivă cu privire la economia germană. În continuare vedem semne de încetinire, în continuare vedem rezultate dezamăgitoare care, într-un context mai slab, într-un context cu un grad mai ridicat de aversiune față de risc, ar putea să ducă la o secvență corectivă destul de amplă și mai accentuată. În acest context, am putea spune că nivelurile actuale la care se află DAX-ul nu sunt întocmai justificate, pentru că vedem semne de slăbiciune clare la nivelul economiei, iar acest lucru ar putea să sugereze o tendință de corecție. Dar în acest moment, motorul principal al evoluției DAX este sentimentul la nivel global și modul în care evoluează piețele americane. Prin urmare, cât timp acestea au o performanță bună, este posibil și ca DAX-ul să traverseze o perioadă asemănătoare, iar în caz contrar, desigur, poate avea loc o corecție. Totuși, trebuie să fim atenți la amplitudinea celor două, pentru că și aici putem vedea destul de ușor diferențe. În cazul unei creșteri la nivelul piețelor americane, avansul DAX-ului ar putea să fie ușor mai temperat, iar în caz contrar, în cazul unei mișcări descendente, DAX-ul am putea vedea că suferă o corecție mai amplă și mai accelerată, ținând cont de tendința investitorilor ca în situații dificile, în situații pesimiste, să cumva să pună în mai să acorde mai multă importanță și altor factori de aceeași natură. Iar în momente pozitive tind să ignore astfel de semnale slabe. În contextul nostru am putea să vedem o ușoară tendință de revenire în cazul în care atitudinea pozitivă se va extinde. Pe termen scurt vedem un nivel de suport destul de important, pare a fi în zona 1362 de puncte, unde se află și o retragere Fibonacci de 38,2% din corecția descendentă de la jumătatea săptămânii anterioare. Acest nivel vedem că a oprit și mai multe testări în timpul sesiunii de ieri, prin urmare, pe termen scurt, investitorii ar putea să ofere un nivel destul de ridicat de importanță acestui prag. Nivel de rezistență 13.779 de puncte cu aproximație, care reprezintă o retragere Fibonacci de 100% din același impuls descendent. În continuare vom discuta despre piețele valutare.
Euro-USD are simțit în continuare un nivel ridicat de presiune în timpul sesiunii de ieri. Ieri, în timpul webinarului, vorbeam despre această testare și această tendință de presiune pe care o exercită cotația asupra nivelului de suport de la 0,8245 și vorbeam despre importanța acestui prag. Totuși, am văzut destul de rapid o spargere a acestuia și o cădere abruptă, am putea spune, până în zona linii descendente de trend. Inițial undeva în zona 0,0806, dar care vedem că această corecție a fost accentuată și a avut loc o testare și o încercare de spargere sub nivelul de la 1,08. Ulterior, cumpărătorii au opus rezistență și au încercat o revenire și o stabilizare a acestei cotații și a avut loc o testare a nivelului de rezistență de la nivelului de rezistență spart anterior de la 0,8245. Totuși, această încercare a fost de scurtă durată, întrucât dolarul era prea puternic și în continuare traversează o perioadă foarte bună, iar acest lucru este contrastant cu situația în care se află euro. Întrucât datele macroeconomice din zona euro nu susțin moneda, iar acest lucru se vede la nivelul cotației și la nivelul modului în care evoluează cu dolarul american. În acest context am văzut o nouă revenire și o nouă încercare de spargere a liniei descendente de trend, care ar fi putut să marcheze o accelerare a mișcării corective. Totuși, prețul pare să se fi stabilizat undeva deasupra acestui nivel, iar în acest moment vedem o ușoară încercare de revenire și de stabilizare deasupra pragului 1,08, care ar putea reprezenta și care este, de fapt, un nivel destul de important pentru investitori, întrucât coincide și cu un prag psihologic. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că ne aflăm la cele mai scăzute niveluri din aprilie 2017, iar acest lucru ar putea să continue. Dacă ținem cont de perspectivele din ultima perioadă, atât din zona euro cât și din SUA, iar această tendință și această relație dintre euro și USD ar putea continua. În acest context, rămâne de văzut modul în care prețul va reacționa în zona linii descendente de trend. Dacă vom vedea o spargere, este posibilă o accelerare a tendinței descendente, care ar putea duce prețul chiar către zona minimelor istorice, undeva în jur de 0,676, 6763. În caz contrar, nivel de rezistență 0,8245, care vedem că este susținut și de o retragere exterioară Fibonacci de 261,8% din impulsul ascendent de la jumătatea lunii noiembrie a anului 2019. Prin urmare, cel puțin în acest moment, situația și scenariul viitor pare să fie influențat și să depindă într-o mare măsură de modul în care investitorii vor acționa în această zonă, în zona liniei descendente de trend. Lira sterlină a încercat ieri o redresare. Am văzut o testare a unui nivel de suport la 29.694, după care investitorii au încercat o revenire și un nou impuls deasupra nivelului de la 1.30. Inițial am văzut un val de entuziasm
care a dus prețul până în apropierea zonei de rezistență de la 3542, dar ulterior tot acest optimism pare să se fi temperat. Secvența inițială a fost determinată de datele optimiste din piața muncii din Marea Britanie, publicate ieri, care vedem că a oferit, la prima vedere, par să fi oferit rezultate mixte. De ce spunem acest lucru? Pentru că rata șomajului a stagnat la 3,8%, veniturile, în timp ce veniturile medii au încetinit ușor, chiar mai mult decât se aștepta. Iar acest lucru ne-am fi putut aștepta, cel puțin inițial, să ridice semne de întrebare și cumva să pună o ușoară presiune descendentă asupra lirei sterline. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat, iar investitorii au tins să ofere mai multă importanță cererilor pentru ajutor de șomaj pentru luna ianuarie. De ce? Pentru că acestea au indicat o valoare mică, o valoare mult mai apropiată de nivelul anterior decât de cel prognozat. Iar acest lucru ne indică faptul că piața britanică tinde să aibă un grad ridicat de ocupare a forței de muncă, iar acest lucru va pune și este foarte probabil să reprezinte un factor pozitiv pentru accelerarea ritmului de creștere a veniturilor și să pună presiune asupra salariilor. Prin urmare, este posibil ca încetinirea din luna decembrie să fie destul de rapid recuperată, ținând cont de acest indicator pentru luna ianuarie. Astfel, datele din decembrie erau considerate a fi mai îndepărtate, iar impactul lor a fost unul mai redus. Astăzi avem date destul de interesante din economia britanică, dar ținând cont de faptul că mâine se vor publica raportul privind vânzările de retail, am putea să vedem o influență mai redusă din partea datelor de inflație. Totuși, trebuie să menționăm că se așteaptă o încetinire a indicelui prețurilor de consum de 0,4% în termeni lunari, în timp ce valoarea anuală este așteptată să accelereze de la 1,3% la 1,6%. În acest context, am putea să vedem o ușoară tendință de depreciere a lirei sterline. De ce? Pentru că avem un calendar destul de plin din SUA, care este posibil să ofere un nou argument pozitiv și un nou pilon pentru aprecierea dolarului american. În acest context, niveluri de urmărit 29.607, nivel de rezistență pe termen scurt, cel mai apropiat de altfel, dar zona 28.749 reprezintă o barieră destul de importantă în calea cumpărătorilor de dolar american. În sens contrar, 30.111, prima zonă de urmărit, dar nivelul de la 30.542 pare a avea o relevanță mai ridicată, întrucât vedem că a oprit mai multe încercări ascendente din partea lirei sterline. Yenul japonez a pierdut în timpul sesiunii de ieri destul de mult teren în raport cu dolarul american. Iar acest lucru ar putea părea să pară surprinzător. De ce? Pentru că atitudinea era una destul de pesimistă. Vedeam un grad ridicat de aversiune față de risc, iar acest lucru ne-ar fi putut duce cu gândul la
o revenire a ienului și cumva la o reorientare a investitorilor către active de refugiu. Da, într-adevăr, acest scenariu s-a materializat, dar în cazul ienului japonez nu am putut să vedem aceeași tendință. Inițial a avut loc această depreciere, dar după o încercare de testare a limitei inferioare a canalului de la 109.646, am văzut o revenire destul de rapidă și destul de bruscă a prețului. Iar în acest moment vedem chiar o testare și o încercare de spargere a limitei superioare a canalului lateral de la 110-107. Ce a determinat o astfel de situație? Am putea spune datele foarte bune din SUA, întrucât au fost înregistrate rezultate peste așteptări. După cum spuneam, la nivelul indicatorului Empire State pentru luna februarie a avut loc o accelerare considerabilă a încrederii în sectorul de business și în activitatea de afaceri din statul New York. Vorbim despre un nivel așteptat de 5 puncte, spre deosebire de nivelul înregistrat de 12,9 puncte. Prin urmare, vedem în continuare o încredere ridicată a investitorilor și a entităților din mediul de afaceri în economia americană. Iar acest lucru este contrastant cu multe alte state importante, unde vedem semne clare de încetinire și probleme destul de ridicate. În acest context și în contextul de astăzi, într-un context mult mai încrezător, vedem această accelerare a secvenței ascendente. În continuare, este foarte posibil să vedem pe termen scurt, cel puțin o extindere a acestui impuls de creștere către nivelul de rezistență de la 110-252, mai ales dacă ținem cont de setul de date din SUA de astăzi. În ultima parte a discuției vom aborda piața de mărfuri. Petrolul traversează o perioadă foarte agitată. De ce spunem acest lucru? Începutul sesiunii de ieri a adus o corecție amplă, o corecție care a dus cotația din nou sub pragul de la 51,30 de dolari per baril. Ulterior, am asistat la un ricoșeu și la o secvență de creștere foarte rapidă și foarte energică, în timpul căreia vedem că materia primă a câștigat aproximativ 3,75%. În acest context, vedem revenirea ar putea să pară surprinzătoare. De ce? Pentru că, după cum spuneam, atitudinea și sentimentul investitorilor nu este întocmai cel mai bun. Dar secvența de creștere și această recuperare a fost argumentată și a fost susținută de mai mulți factori la nivel global. În primul rând, vorbim despre decizia S&P Global Ratings, care a declarat că se așteaptă la un impact pe termen scurt al coronavirusului asupra economiei din China. Desigur, acest lucru a oferit încredere și cumva a redus nivelul de îngrijorare al investitorilor care erau foarte temători cu privire la posibilul impact și posibilele efecte disruptive pe care această epidemie le poate
avea asupra inițial economiei din China, dar ulterior și asupra economiei extinse. În plus, perioada pozitivă a fost susținută și de decizia SUA, care a impus sancțiuni companiei Rosneft. Rosneft este o companie, o companie din Rusia care avea o importanță destul de crescută în zona de ofertă din Asia Pacific. Prin urmare, o astfel de decizie și impunerea de sancțiuni cumva împiedică și reduce nivelul ofertei la nivel global, iar acest lucru, desigur, susține prețul. Pe de altă parte, în continuare, investitorii speră la o intervenție din partea OPEC Plus, care să anunțe noi reduceri reduceri suplimentare ale scăderilor de producție la nivelul instituției. În acest context, vedem argumente pozitive doar pe termen scurt, iar în cazul în care acestea vor dispărea, este foarte probabil să asistăm la o nouă secvență corectivă și la un nou impuls descendent. Pe termen lung, vorbim despre argumente clar negative, întrucât, conform și discuțiilor anterioare, tendința asupra cererii de petrol este una, are o rată de creștere descendentă, întrucât vedem o reorientare a companiilor și a unor giganți din aceste sectoare, vorbim despre ultimul exemplu, firma franceză Total, care a decis să întrerupă vânzările de petrol către firmele cu care lucra, în încercarea sa de a se reorienta către metode de energie regenerabilă. Astfel, acest trend, desigur, afectează și are un impact major asupra perspectivelor pe termen lung și poate duce prețul petrolului la niveluri mult mai scăzute. Dar vedem, cel puțin în momentul de față, starea optimistă la nivel global și aceste schimbări destul de bruște tind să aibă un efect rapid și un efect destul de accentuat asupra prețului. În cazul în care nu vom vedea o intervenție sau cel puțin o intervenție considerabilă din partea OPEC asupra nivelului producției, investitorii ar putea să fie dezamăgiți și am putea asista la nouă secvență descendentă. La fel, în cazul în care din nou se va estima faptul că impactul coronavirusului va fi unul amplu, este posibil să vedem o nouă tendință descendentă, o nouă perioadă de neîncredere și de corecție la nivelul petrolului. Prin urmare, pe termen lung, perspectivele nu sunt, din punctul meu de vedere, sunt unele descendente. Dar pe termen scurt, situația se poate schimba foarte rapid și orice informație, orice știre, vedem cazul de astăzi cu Rosneft, tind să influențeze prețul și au potențialul de a influența într-o manieră semnificativă prețul. În acest context, cel puțin pe termen scurt, rămâne de văzut modul în care prețul va acționa în zona 52-63 și următorul nivel de interes pare a fi în zona 51-30, dar pe termen lung, linia ascendentă de trend este cel mai important aliat al cumpărătorilor. O situație surprinzătoare are loc la nivelul aurului. De ce spunem acest lucru? Pentru că vedem creșteri semnificative și un avans considerabil al metalului prețios
în contextul în care sentimentul la nivel global s-a îmbunătățit și am văzut o creștere și o accentuare a apetitului pentru risc al investitorilor. Ce a determinat această situație? Am putea presupune faptul că investitorii tind să fie mai prudenți. Investitorii tind să fie mai atenți cu privire la portofoliile lor și cu privire la metode de echilibrare ale acestora și de gestionare a riscurilor, mai ales în contextele actuale, în contexte de incertitudine și cu un grad ridicat de volatilitate. Astfel am văzut o accentuare clară a impulsului de creștere și o depășire a nivelului de rezistență de la 1594 de puncte. Ulterior, prețul a reușit să spargă și linia psihologică de la 1600 de dolari per uncie, iar în acest moment vedem o continuare a secvenței care pare să ne ducă către zona de la 1612 dolari, o zonă de interes întrucât coincide cu punctul de unde a început secvența descendentă, secvența corectivă din prima parte a lunii ianuarie, ca urmare a planării situației dintre Iran și SUA. În contextul actual și ținând cont de această tendință clară de revenire, nu putem exclude chiar o reîntoarcere a prețului în interiorul canalului de creștere și o reluare a secvenței pozitive. Dar performanța și evoluția aurului depinde foarte mult de atitudinea investitorilor și de apetitul acestora pentru risc. Dar în momentul de față vedem o evoluție destul de bizară. În acest moment, limita inferioară a canalului de creștere este în zona 1618, prin urmare vedem o distanță de aproximativ 0,70%, aproximativ 12 pipi. Ținând cont de amploarea secvenței de ieri, nu am putea exclude posibilitatea ca prețul să testeze chiar în această sesiune nivelul de interes menționat anterior. După cum spuneam, calendarul de astăzi este unul plin cu date foarte importante din SUA. Vorbim despre autorizațiile de construcție pentru luna ianuarie, numărul locuințelor în construcție, la fel pentru aceeași lună, prin urmare date importante de pe piața imobiliară. Dar unul dintre rapoartele cheie de astăzi vor fi minutele Fed de la întâlnirea din ianuarie, întrucât investitorii vor fi interesați să urmărească perspectivele membrilor centrali, dar mai ales informațiile cu privire la orientarea legată de bilanțul instituției centrale și posibile indicii legate de o revizuire strategică o revizuire strategică a abordării băncii centrale. Prin urmare, a doua parte a zilei este una foarte interesantă și plină de evenimente. Astfel, am putea să asistăm la un grad ridicat de volatilitate, mai ales la nivelul dolarului american. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună în continuare și spor la pipși!